etica creștinului în societate, adică după ce norme se ghidează un credincios. Pentru că trăim în postmodernism, unde definiția, poate una dintre cele mai clare a postmodernismului și cel mai pe scurt este fluiditatea. Tot e curt. Toate normele se topesc, toate barierele se desfințează și e valabil pentru unul, e valabil pentru altul, e relativism. Vă spuneam, frate, ca să exemplific, dus în America, una dintre fetele lui a ajuns într-o relație cu un bărbat de vârsta tatălui ei și când fratele l-a întâlnit, a încercat să-i spună, nu-i normal, ai vârsta mea, ai fata mea, sunt 30 de ani diferență între voi. La care americanul spune, ce ai spus? Nu-i normal? Asta n-a fost normal în urmă cu 100 de ani, acum e normal. Pentru că au norme care nu țin cont de nicio lege. Toate s-au fluidizat. Și acest mod de gândire riscă să ne cuprindă și pe noi. Dar nu știm că Biblia e revelația, cuvântul autoritar al lui Dumnezeu este norma noastră de credință, de viață în toate credințe. Noi trebuie să înțelegem că revelația biblică este teocentrică. Adică pornește de la gândirea lui Dumnezeu și îl recunoaște pe El ca și suveran. Ce zice El? Că este bun, rămâne bun pentru vecii vecilor. Amin. Ce Dumnezeu condamnă ca rău și păcătos, așa va fi pentru toată eternitate. Am scris un articol, etape procedurale primaritale. Și primesc un mesaj de la cineva care, așa cu oarecare politețe, zice, apreciez munca pentru redactarea acestui material de câteva pagini, dar zice el, mă gândesc că se apropie de utopie, pare a fi idealism, nu realism. Și pune o întrebare, în final, mai practică cineva așa ceva? Știți ce gând a venit prima dată în minte? Adevărul nu se învechește niciodată. Amin. Amin. Zice, în a doua epistolă lui Ioan, pentru adevărul acesta care rămâne cu noi, în viață. Amin. Adică Dumnezeu nu trebuie să-și amendeze principiile. Și dacă s-a gândit așa, poate că între timp și-a schimbat părere. Și are o altă opinie într-o anumită privință. Cum am vorbit despre etica în familie și i-au întrebat fariseii, cum rămâne? Cum a zis Moise? Ce a spus Domnul? Matei 19. De la început, n-a fost așa. Și acum cum rămâne? Am gândit Moise sau cum a fost de la început? A fost de la început? Pentru că Dumnezeu n-a devenit între timp mai înțelept, mai cu experiență, mai de altă părere, nu? De aceea noi trebuie să avem niște norme etice care sunt valabile acum sau peste 100 de ani. Amin. Niște adevăruri care îl caracterizează pe Dumnezeu în împărăția sa. Legile sale sunt eterne. Principiile, caracterul său nu este unul schimbător. În el este, nu este zice Iacob, nici schimbare, nici umbră de mutare. Adică nici o intenție ascunsă care să dea posibilitatea de schimbabilitate. Este imuabil. A fost și rămâne același. Binecuvântat să-i fie numele. Amin. Să înțelegem așadar că Sfințenia Lui este atributul fundamental, este cerința divină majoră. Spune Scriptura în Levitic, acea carte ce poate pare plictisitoare la citit, dar ea are o cheie de înțelegere. Spune Levitic 11 și rea Petru, citind doar de Noul Testamentul lui Petru, capitolul 1, de la versetul 15, căci după cum cel ce va chemat este sfânt, ca și 14, e prea frumos contextul, care niște copii ascultători nu vă lăsați stărâți în poftele, adică în gândirea, în mocirul la lume, pe care le aveați altă dată când erați în neștiință. Noi cunoaștem, să descoperim cuvântul, avem lumina. Căci, și după cum cel ce va chemat este sfânt, asta este noțiunea fundamentală care trebuie să știe un creștin. Fiți și voi sfinți? La biserică, nu? În toată purtarea voastră. Ce se vede? Căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Deci cerințele biblice pentru noi nu sunt discutabile, că asta ar însemna că e discutabilă gândirea divină și felul lui Dumnezeu de a fi.
Deci Dumnezeu tot ce cere spune, fiți și voi așa, că așa sunt eu. Și când noi suntem creștini, suntem ca și Hristos. Și Domnul Hristos ce este? Întipărirea ființei Lui, oglindirea slavei Lui. A spus Domnul, eu și Tatăl, una suntem. Să spune Pavel în Corinteni, capitolul 2, să aveți în voi gândul care era în Hristos. Ce gând era în Hristos? Nu avea niciun gând. Gândul Tatălui era în el. Spune, nu fac nimic de la mine. Nu-mi permit să vorbesc sau să gândesc de la mine. Și nu mai reprezint pe Tatăl. Știți ce culoare va avea veșnicia? Culoare cu ghilimele specifice. Spune în Corinteni 15, Dumnezeu va fi totul? În toți. Adică până în capăt toți sunt la fel. Cum gândește Dumnezeu, așa gândesc toți. Ce spune El că e bine, așa rămâne pentru vecii vecii. Asta înseamnă creștinism, etică creștină. Se gândește ca Dumnezeu. Dar asta nu-ți poți da cu părere. Eu cred că Dumnezeu așa este. Nu. Spune Dumnezeu prin profetul Isaia, eu n-am vorbit într-un loc ascuns. Eu văd ce este bine și ce este de folos. Dumnezeu s-a revelat pe sine și ne-a învățat ceea ce este bine și este plin ceea ce este rău. După părerea mea, în lumina Duhului Dumnezeu, acelei ungeri care ne învață toate lucrurile, nu există zonă gri. Pentru că sunt unii teologi care spun, nu sunt domenii la care Dumnezeu îți dă libertate și Biblia nu vorbește. Nu se poate. Poate vrunuia nu vorbește. Dar scrie că lumina luminează pe orice om venit din lume. Dacă e lumina, mai rămâne ceață undeva? Nu. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, Evrei capitolul 4. Deci parte sufletul și Duhul judecă încheieturile și simțirile și gândurile inimii. Și unde mai rămâne zonă gândă? Pentru și simțirile analizează și spune da sau nu, cugetul care a lăsat Dumnezeu în noi. Cu gândurile, Roman 2, ori se vinovățesc, ori se... Și atunci unde e abținerea de la lot? Nu există așa ceva. Dacă îți luminează Duhul Sfânt mintea, nu rămâne nicio zonă întunecată. Numai care ori știe în întuneric și nu știe încotro merge și rămân așa neclarități pentru el. În ideea aceasta, vreau să observăm în Scripturi și deschidem puțin la Exod capitolul 20, unde Dumnezeu a vorbit și scris cu mâna Lui. Și pentru că Moise, într-un moment de supărare, interesant, nu îi pune Dumnezeu acel moment, le-a spart, Dumnezeu le-a făcut schițele, fără smintează. Vreau să mai fac o mențiune înainte de a explica puțin poruncile, să nu credeți că vă duc la lege sau la adventiști. Vreau să fac mențiunea și voi spune la momentul potrivit că Domnul Hristos reia aceste porunci și le aprofundează. Pentru că adevărul profund n-a venit prin Moise, dar Domnul a clădit pe ceea ce a zis Dumnezeu, că aceste cuvinte nu sunt zise de Moise, sunt zise de Dumnezeu Tatăl, dar le-a spus pe scurt, oamenii erau nevârstnici. Însă când a venit Duhul lui Dumnezeu, se face lumina desăvârșită. Exod, capitolul 20, cele 10 porunci, care prezintă în modul cel mai complet cod moral al lui Dumnezeu. Porunca întâi, știți că primele tratează relația omului cu Dumnezeu, arată suveranitatea lui Dumnezeu, de aici pleacă tot. Versetul 2. Eu sunt Domnul Dumnezeu, Domnul care trebuie în țara Egiptului, în țara Egiptului, să nu ai alt Dumnezeu afară de mine. Deci nu permite nici măcar un Dumnezeu secund, cu niște priorități mai reduse. Nu. Și asta spune foarte clar peste tot. Domnul Dumnezeu tău este un singur Domn. Știți cum scriu evreii în comentariile talmudice, când fac referire la Dumnezeu, când îi spun pe nume, Iahve sau Iehova, cum să fie pronunțat, nu știu exact. Singurul unic, unicul, binecuvântat să fie El. De aici pleacă toate normele morale. El e singurul Dumnezeu, adică singurul care poate să spună ce-i bun și nu-i bun. Porunca a doua. Ce tratează? Condamnă sincretismul religios și pretinde puritate în închinare. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare, lucruri care sunt, să nu te întind, să ne slujești că eu sunt un Dumnezeu gelos. Și dintr-o dată îți creionează religia. Spunea cineva,
Când a fost întrebat ce părere despre obiecte de cult, icoane, zice, am prin casă, le-am primit cadou. Dar nu mă închin la ele. Biblia spune nici să nu le ai. Doar să nu te închini. Dumnezeu le-a spus să le distrugă, nu doar chipurile ciopite aici, să distrugă chipurile ciopite aici lor, și toate locurile de închinare. Și iată cât de frumos definește relația cu Dumnezeu. O închinare în Duh. Să-L ai doar pe Dumnezeu în imagine, fără niciun obiect intermediar. Nu cum spun vieții noștri frați ortodoxi, eu mă gândesc la Dumnezeu, nu la imagine. Țin minte că discutam cu niște oameni de lor într-un seminar și știți care este scuza lor? Că aceste imagini au fost Biblia neînvățatului, la care am spus și cum se face că acum de toți oamenii au cărți, nu citesc din carte și au rămas tot cu icoană. Evident că cine vrea să scuze vinovăția, se percepe să mintă și asta până la judecată, mai puțin atunci. Păuncate, ce sens are? De ce se adaugă la primele două? De la versetul 7, să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău și din nou sub o pedeapsă gravă, nu va lăsa pedepsit, nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Domnului. Accentuează respectul, reverența față de Dumnezeu. Ca și cum n-ar fost destul să nu ai o imagine pe care să o vezi când te gândești la Dumnezeu, nici măcar să nu-ți permiți să vorbești într-un mod ușurat. Când vorbești despre Dumnezeu, să te treacă fiul. De aceea a construit Dumnezeu imaginea de pe Sinai. Poporul a zis, e prea fiorătoare scena asta. Să se teamă de mine. Dumnezeul nostru este foc mistuitor. În vremea noastră, prea mult se bate monedă. Dumnezeu este dragoste. Întoarceți! Știți reversul. Același autor. Dumnezeu este foc mistuitor. Text din Vechiul sau din Noul Testament? Din Noul Testament. Și tot acolo scris, aducem o închinare plăcută. E vlavie și cu frică. Evrei 12:29, 28 și 29. Porunca a patra cere să-ți faci timp pentru Dumnezeu. Așa este etica creștină. Deja mai spune, eu îl iubesc pe Dumnezeu, eu în Duhul meu mă gândesc la El, nu mă să te gândești. Să-ți faci vreme, să te pleci pe genunchi. Să-ți faci timp pentru activitățile sfinte, la adunare și acasă. Ceea ce înseamnă să îl apreciezi pe Dumnezeu ca unic stăpânitor, să vorbești despre El și în fața Lui, făcându-ți timp pentru asta, și apoi trec poruncile la relațiile interumane și se stabilește etică. Poruncile sunt într-o ordine succesivă valorică, adică încep cu domeniile cele mai importante. Porunca a șasea, să nu uciți, ce înseamnă asta? Menționat aici, porunca a cincea, iertați-mă. Cum apare omul în lume? Ca și copil. Și asta stabilește regulile de bază în familie. Observați cum critica, cel puțin a Europei, a lumii occidentale, este total împotriva acestei porunci. Să cinstești pe tata și pe mama. Din potrivă, se stimulează o atitudine de independență față de copii, față de părinții copiilor, chiar de revolt. Dumnezeu cinstește o asemenea persoană care cinstește la rândul ei pe părinți. Aș face aici o mențiune îndreacă, a fost undeva la adunare și binecuvântare. A unei familii mai însemnate și au curs cântările despre mamă. Și la urmă am spus, la voi în adunare ușor să fii tată. Ați cântat că mama suferă când naște, mama se scoală și îngrijește, mama învață. Și am fost foarte atent pe tata, l-a convenit numai într-o strofă că a ajuns și în rai. Și de aceea am spus că e ușor să fii tată. Că toate le face mama, fac pentru care o fiți preamăriți, pentru tata nu s-a adăugat niciun jumătate de vers, și am spus, dragii mei, asta e folclor, să cinstești pe mama. Biblia spune să cinstești pe tata
pe mama, se cinstește și pe bunicul și pe bunica, să te ridici în fața pedelor albi și să știi că Dumnezeu i-a lăsat ca autoritate. Și Dumnezeu apreciază acest mod de gândire, de practică, de ascultare. Porunca a șasea, să nu ucizi, stabilește prioritatea vieții. Arată cât de importantă este viața ființelor create după chipul lui Dumnezeu. Cât preț se mai pune pe viață într-o lume în care avorturile se numără cu milioane? Niciun preț. Într-o lume în care eutanasia este acceptată din ce în ce mai mult de diferite țări. Ce preț are viața într-o lume în care, să spunem într-un mod neoficial, se sacrifică persoane pentru vânzarea de organe, cea mai înfloritoare industrie în vremea noastră. Și Domnul, să vom merge imediat în Noul Testament, când scoate în evidență cât de valoare este porunca asta. Porunca următoare, să nu prea curbește, sacralitatea vieții de familie. Cine va aprecia de asta? Și mergem în Noul Testament, imediat să vedem la ce cote trebuie să ridice acest standard moral. Să nu furi. Asta pentru noi, că suntem vestiți români în zona Balcanilor, pentru nedreptate, pentru lăcomii. Să nu faci o mărturisire mincinoasă. Asta în fața unei instanțe, a unui juriu, în urma unui jurământ, sau în discuțiile private. Și porunca a zecea vine și parcă vrea să încorporeze tot ce au scăpat celălalt. Condamnă lăcomia ascunsă. Formele în care, prin materialism, prin preacurvie, îi putea să poftești nevasta altuia, avutul altuia. Ce norme înalte au fost în antichitate, acel cod al lui Hammurabi, au fost de-a lungul vremii, legile nu știu cui. Codul civile, penale, nu se ridică niciunul la acest standard. Dumnezeu, în mod quintesențial, nu se putea mai pe scurt, le-a spus. Dar hai să trecem în Noul Testament la cuvintele Domnului, pentru că în predica de pe munte, Domnul a stabilit etica creștină. Peste o șapte. Să nu credeți că a venit să stimuleze sau proroce. Adică nu trebuie nimic anulat din ceea ce Dumnezeu a spus. Evident, s-au anulat ritualurile, dar alea nu aveau de face cu norme etice. Versetul 21, ați auzit că s-a zis și lor timp de chime, porunca a șasea, să nu ucizi. Oricine va uși de va cădea sub pedeapsa judecății. Și evreii puteau să se laude. Nu am nicio crimă la timp. Cum ne-am putea lăuda și noi, nu? Dar eu vă spun, sunt cuvinte pronunțate de judecător. Oricine se mânie pe fratele său. Până acolo se meargă etica creștină. Da? Pentru că într-o răbușnire de mânie, dacă n-ar fi lege, poate ți-ai permite cel puțin așa să-i dai un bombardat în vânt. Să spui, dacă nu m-ar pedepsi Dumnezeu pentru asta, ți-ar da un pom. Sau poate ți-ai permite să zici, dacă i s-ar întâmpla ceva rău, nu-mi pare rău. Uitând că și în Proverbe scrie să nu te bucuri nici de vederea vrăjmașului, Dumnezeu vede și pentru asta vei fi pedepsit. Nici măcar să nu-l jignești, să nu-i spui o vorbă urâtă. Vedeți ce norme e de general. Pentru că să nu ucizi nu înseamnă doar să iei viața, ci să nu-i afectezi într-un niciun fel viața. Adică să nu-i faci viața grea, să nu-i faci vreo supărare în viață. Dacă e așa, poate că în seara asta unii bărbați ar trebui să-și ceară scuze la femei. Dragă, nu te-am omorât, dar nu te-am lăsat să trăiești bine. Să aia să spună, eu niciodată nu te-am omorât, că doar sunt mai filabă prin Constituția mea feminină, dar ca bărbat i-am jignit. Și asta a fost o ofensă la existența ta ca viață. Domnul trece mai departe, citim versetul 27, ați auzit că s-a zis de vechime, să nu prea curbești. Și noi ne putem lăuda, mă refer la tineri, moralitate, feciorie fizică dovedită, dacă trebuie, cu analize.
Dar Domnul spune, eu vă spun, o, și cine se uită? La o femeie, sau... Băieți, dacă îți apare la computer o femeie, tot ce privire. Asta ține de felul în care Domnul a explicat această formă. Acel chip de femeie e creat după chipul lui Dumnezeu și în condiții normale aparține sau va aparține unui bărbat. Le-am spus la cei din adunarea noastră, dacă îți permiți să intri pe o pagină de internet, poate așa, etapă cu etapă, să te apropii tot mai mult de a vizualiza un chip, de a-ți provoca poftele, de a păcătui. Imaginează-ți întotdeauna ca și când sunt pornite boxe la computer și ți produce un zgomot când faci un click, că scârțe o ușă la un dormitor. Când ai intrat să vezi o femeie într-un mod imoral, imaginează-ți că ai intrat, ai violat dormitorul unei familii, ți-ai permite mergând pe stradă să nu intri aleator într-o curte, într-o casă, busta, fără bună dimineața, fără bună ziua, până dormitor. Îi spune că așa ceva este o jignire, un asemenea om va fi arestat. Dar dacă accesezi pagină cu pagină, site cu site, un link cu link, nu te amintează nimeni, nu? Rămâne scris, nu numai istoricul accesului la internet, rămâne scris într-un dosar la Dumnezeu. Se face un videoclip cu tine, numai o pocăință sfântă te scapă. În egală măsură, spunea Domnul, că e vinovat și pe persoana prin care vine plăci de păcătuire, da? De aceea o credincioasă să-și permită în plan moral, vorbim și despre viața de familie, să umblă îmbrăcată provocator, să își dezgolească părțile trupului, să meargă într-un mod la plajă. Este ceva... Fac apel la istorie. Doar grecii și cananiții anterior lor au fost caracterizați de aceste imoralități. Știți de ce Dumnezeu pe cananiți au hotărât să-i nimicească? În schimb, alții, egipteni, sirieni, au scăpat. Cananiții aveau cel mai imoral cult. Sunt acele versete legate de goliciune. Levitic 18, Levitic 20, acolo apare mențiunea. În această pricină Dumnezeu va face ca țara să-i verse. Grecii, la rândul lor, practicau aceste nebunii și acum înflorește cultura nudistă. Secolele de creștinism au estompat acest curent. Dar începând aproximativ cu anii în jurul anului 1900, cultura nudistă, dorința de a merge oamenii la apă, că de aici au plecat foarte multe, s-a extins. Știți că în jurul anului 1900, când mergeau femeile la apă, mergeau cu rochii până la veste? Știți că și după al doilea război mondial, astea sunt chestiuni de natură istorică și pot fi verificate în America, în Australia, nu e nevoie să ai echipamentul separat și trebuia să fie bustul tot acoperit și până la genunchi, cel puțin stăteau polițiști cu centimetru pe plajă și amendau. Și am zis cândva cuiva, acum noi nu mai punem la disciplină pentru ce a amendat poliția altă dată pe plajă. Noi nu mai disciplinăm în adunare. S-au modificat normele etice pentru că acum venim cu o idee. Cum este ceva normal, natural? V-am spus de la început, nu eu sau altcineva decide ce este etic sau ceea ce nu este etic. Ci Dumnezeu. Dar am apelat și la argumentul istoric, astea sunt chestiuni care țin doar de ultimele decenii. Citeam recent că în Europa sunt 20 de milioane de nudiști înregistrați în organizații, la nivelul diferitelor țări. Nu știm cum vor evalua lucrurile în viitor. Știm că toată lumea facem ce vreau și că noi suntem din Dumnezeu. Dar asta trebuie să se vadă în plan etic, în moralitate. Spune Domnul în continuare aici, ca să atingem și un alt domeniu, versetul 43. Ați auzit că s-a zis, iubește aproapele tău, se referea în primul rând la fratele evreu,
și se urăște vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați, rugați-vă ca să fiți ai Tatălui vostru care este în ceruri, adică să-i semănăm. Asta înseamnă să fii creștin, asta înseamnă să ai etic, moral. Versetul 47 și 48, dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucruri neobișnuit faceți? Să-i specific lumii. Oare pe vremea la fel? Voi dar fiți desăvârșiți. După cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Aceasta vrea Dumnezeu să fie norma noastră de viață. Doamne, ajută-ne! Amin! Spuneam că vreau să fac câteva mențiuni legate de viața de familie. Căsătoria este cea mai intimă, cea mai importantă și cea mai lovită și zdrobită relație interumană. Când citesc statisticile, e înfiorător. Excluzându-i pe cei ce nu se mai căsătoresc din punct de vedere civil și nu pot fi trecuți în datele aceste de referință, în Europa, Belgia este campioană cu 71% divorțuri la 100 de căsătorii. Deci, pe locul 2, Austria cu 68%. În coada plutonului e Italia și Irlanda cu sub 20%, nu pentru că sunt mai copiiți, dar legislația sub influență catolică nu permite ușor divorțul și durează foarte mult procedurile cu ani. România a intrat și în plutonul acesta. Și cei mai trist că astfel de aspecte ne afectează și pe noi. Dar până să se ajungă aici, sunt alte permisivități. Citeam, apropo de date statistice, permisivitatea sexuală, adică ce își permiteau tinerii să facă, să se privească, îmbrățișare, sărutul și alte lucruri. În anul 1900, în facultății în Statele Unite, era de 3%. În 2010, știți de cât era? De 90%. Astea sunt date laice. Problema este că aceste permisivități intră și în viața noastră. Mi-amintesc că am fost la o nuntă. Și apoi când am dus la masă, au apărut imagini despre originea celor doi. Frumos! Ai fi zis că îți cistesc părinții, nu? Imagini despre câteva din viața lor școlară. Frumos! Zic că sunt oameni culti, nu? Școlați. Și apoi au apărut să inunde imagini din poze sau video din prieteniile lor, ca să-i vezi îmbrățișat, sărutându-se. Păi, nunta asta a fost dimineața, cum am vorbat la masă, 3-4, unde au fugit ăștia să-și facă poze? La care loc mă atent, zice, nu, că acum e toamnă și pozele alea de primăvară. Vorba unui frate, oare să fie numai grețos sau și păcătos? Ne-am îndouă și de mai multe. Este ceva ce n-are sub nicio formă de a face cu ceea ce noi mărturisim. Ceea ce se întâmplă la nivelul unor tabere, dar și a unor familii, este ceva ce nu are de a face cu norma biblică, în plan moral. Biblia merge până într-acolo încât, spunea Domnul Hristos, am amintit la Matei 5, nici măcar să nu privești și să nu spună cineva, sau cum se întâmplă acum între tine, am făgăduit cadou o Biblie aurită la cine îmi poate dovedi din Biblie că există în această carte, în concept divin, posibilitatea de prietenie între un băiat și o fată. Dacă găsiți vreo referință sau un exemplu, îmi păstrez promisiunea, fac Biblie, cadou Biblie aurită. Până acum n-am dat. Pentru că acest mod de relaționare aparține doar ultimilor 5-6 decenii, cu rezultatele dovedite de statistici ce am amintit. Adică tinerii să-și permită să iasă numai ei doi, să se atingă, familii care să-și permită, cum ar fi vizionarea unui film, care să-și permită să meargă împreună și să se dezbrace unii față de ceilalți, și de aici toată stricăciunea care continuă. Eu acum mă limitez în seara asta la a vorbi despre viața de familie, urmând ca mâine
Dacă mai aveți să vă vorbesc în domnul ăsta. Să discutăm despre etica în planul lucrurilor materiale și despre implicarea creștinului în societate. Dar, cum spuneam, cea mai lovită instituție este familia. Pentru că aici se pierd normele morale. Dacă e vorba de porunca 8-a să nu furi, s-ar putea să ai de face cu Ministerul Justiției. Dar dacă e vorba de aspecte imorale, acestea nu sunt condamnate de lege, dimpotrivă, sunt promovate de lege. Și rămâne ca familia, credincioșii să decidă dacă se vor păstra în moralitatea cerută de Dumnezeu. Și nu numai, dacă tot vorbim de familie, dacă se vor păstra în cuvintele de evlavie, de respect. Aminteam de porunca a 5-a, copiii care nu-și mai respectă părinții, oameni care vorbesc fără respect față de generația anterioară, față de bătrâni, care nu se mai ridică în fața apelor albi, toate aceste norme dispar. Acum, nu se mai știe cine de cine ascultă, soțiile de când cu emanciparea femeii vor să fie din ce în ce mai independente, vieții soț, își văd din ce în ce mai periclitat poziția de autoritate în familie, de aici se naște și răzvătirea care este la nivelul copiilor. Dar ce-a reușit societatea noastră prin a scoate femeia din familie și a imodifica statutul? Știți ce? A făcut ca femeile să nu mai fie nici femei și n-au șansă să ajungă niciodată bărbați. E un hibrid. Cineam recent în enciclopedia din Suedia, s-a introdus un nou cuvânt în lista pronumelor. E pronumele el pentru masculin, pronumele ea pentru feminin, pentru vorbesc în limba română, și a apărut un pronume pentru genul neutru. Că poate acel copilaș este asexual, sau poate bisexual, sau poate până la un moment dat în viață vrea să fie masculin și apoi vrea să devină feminin. Sunt grădinițe pilot în Europa, unde nu mai există toaletă masculin, toaletă feminin, toaletă unisex. Și câți dintre noi sunt conștienți că moda unisex, mă refer la îmbrăcăminte, este promovată de acești oameni care vor să spargă toate normele și toate barierele biblice. Spunând că este total falsă, mai crezi că există parte bărbătească și parte femeiască. Ca și cum ar fi două bucăți de aluat. Noi dăm, cum se zice, în ardeal cu sucitoarea peste ele. Și le vom da o altă formă. Nu? E ceva înscris genetic. Citeam că sociologii, ce fac cercetători în domeniile acestea, sunt izbiți de faptul că vor să promoveze această frățișă învățătură împotriva lui Dumnezeu și totuși când fac observațiile în genele omului, își dau seama că parte bărbătească înseamnă ceva total diferit față de parte femeiască. De exemplu, femeile care în America, unde să zic că au fost creștini, ca să nu luăm ca și imagine țări musulmane sau animismul din Africa sau altceva, mai înapoi. Îmi povestea un cugnat, a lucrat undeva în America ca și cadru didactic și povestea o profesoară că mama ei a fost prima profesoară din tot sistemul de învățământ din Statele Unite, de stat sau privat, care a mers pentru prima dată cu pantalon la clasă. Era ca și o cinste, o laudă pentru ea. De ce în Statele Unite, încă din anii 60, s-a scos religia și s-a interzis peste tot să nu mai figureze poruncile sau învățătura Domnului Hristos? Ca să se poată îndepărta, n-a mai suportat aceste norme, care au de face cu dimensiunea diferită de bărbat, de femeie, de familie organizată, de părinți în poziție de onoare, de copii, de respect, de intimitate. Toate se spargă. Și totuși, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare. Amin. Și zicea Apostolul Pavel că lucrul acesta se va vedea. Roman 2:16. În ziua când după Evanghelia mea Dumnezeu va judeca. Au scos-o din tribunale, însă nu pot scoate din sala de judecată a lui Dumnezeu. Rămâne la loc de cinste. Și închei.
Un gând pentru cei care aveți familii mixte. Cum să vă păstrați normele în aceste condiții? Creștinul în familia mixtă. E mai greu. Tu îți înveți copiii să nu privească imagini murdare? Și știi situații unde soțul îi cheamă, veniți băieți la televizor să vedeți lumea. Toată stricăciunea ei. Dumnezeu să întărească acei oameni care trăiesc în familii mixte și să înțeleagă că, zice Petru, 1 Petru, capitolul 3, ei au o misiune de evangelizare la ei acasă și să pot să-și câștige partenerul de viață fără cuvânt. Știți prin ce? Prin etica lor, apropo de lecția noastră. Când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere, adică având norme morale, regulă. După cum Dumnezeu le-a spus, casa înseamnă temere. Nu este sigur că poți să-i mântuiești. 1 Corinteni 7 cu 16. Cine ești tu, nevastă? Cine ești? Îți vei mântui bărbatul? Sau nu vei mântui? Dacă noi în lume avem de-a face cu acest conflict între bine și rău, cei care au familii mixte au acest conflict, la ei acasă. Iată de ce noi adunare trebuie să ne aducem aportul în completarea nevoilor acestor frați și surori. Ei n-au familie credincioasă, pentru că cei cu familie mixte, familia credincioasă sunt cei din adunare, cum a spus Domnul Hristos. Cine mamă, frate, și ce face voi, Dumnezeu. Dacă sunteți în asemenea condiții care va aici, în seara asta sunteți în familie. În seara asta aveți familie pocăită. Când mergeți acasă, mergeți în cealaltă familie, nepocăită. Da, dar noi ne pregătim pentru a face parte în final din familia lui Dumnezeu, unde, cum v-am spus, toți vor fi ca El. Doamne, ajută! Dragii mei, așadar, nu încercați la nivel de familie să adaptați reguli și principii din lume. Este o eroare de fond. Fericit dacă, la nivel de biserică, și cred că aici este așa, se propagă aceste norme sfinte, care nu sunt niciodată învechite, este rămas Dumnezeu ca autoritate unică și supremă. Nu putem să punem la vot, să ne luăm pe vreun învățător, în anumită privință, și cu sinceritate trebuie să ascultăm de Dumnezeu. M-a sunat o soră undeva din altă parte și îmi zice, soțul mi-a spus, gata cu normele de până aici. Ne permitem fantezii, și nu mai lăsăm firul nașterilor naturală. Trăim într-o altă lume. Și spunea ea, mi-a fost teamă de Dumnezeu. Am intrat în post și rugăciune și am spus, Doamne, ce mă fac? M-a amenințat cu divorțul. A postit, s-a rugat și a dat Dumnezeu un vis, era la o farmacie unde se vindeau numai produse anticoncepționale. Și în vis soțul ei înapoi ei și spunea, cumpără ce vrei, eu plătesc. Eu ți-am spus, sunt soțul tău. Și a tot a stat în cumpănă, în vis, ca și în realitate, și în urma, absolut. În pachetele, ca să-l folosească bărbatul. Și pe pachetele scrie așa, plata păcatului este moartea. S-a înfiorat și s-a trezit în vis. Dar am fost recent în Spania și vine o soție tânără și spune, frate, mă recup la metode anticoncepționale, n-am avut liniște, nu mai puteam să doarmă. Ceva în plastră. M-am dus la un frate să mă împărisesc și îmi zice, asta nu-i păcat. Eu nu știam cum să descarc conștiința și nu știam cum dopamin, că nu-i păcat. Și am venit la dumneata că vreau să ne rugăm ca Dumnezeu să nu ne să vă ajute bunul Dumnezeu să păstrați aceste standarde sfinte, care sunt pe dimensiunea cum e Dumnezeu desăvârșit. Într-o lume total atipică celor sfinte. Într-o lume agresivă din ce în ce mai mult. Într-o lume care zace în cel rău, în care în această seară și nu numai ne amintim că suntem din Dumnezeu și trebuie să fim ca El. Amin. Amin.